Vă salut din nou. Astăzi vreau să vă împărtășesc un gând pe care l-am încă de aseară. Am venit în grabă de la biserică pentru că nu mai aveam răbdare să împărtășesc acest gând cu voi. Mă gândeam să ne aducem aminte de unul din păstorii pe care i-am avut în viața noastră. Eu mi-aduc aminte de un păstor pe care l-am avut, care m-a și botezat, fratele Iulian Groza. Și m-am rugat pentru el. Și mă voi ruga și aș vrea să-ți aduci și tu aminte de unul din păstorii pe care i-ai avut și să te rogi pentru el. Spun de păstorii pe care i-am avut, nu pe care i-avem, pentru că consider că deja ne rugăm pentru păstorii care i-avem la momentul de față. Așa că te rog frumos, adu-ți aminte de un păstor pe care l-ai avut și dacă încă mai e în viață, roagă-te pentru el, roagă-te pentru familia lui, cu siguranță îi va prinde bine. Hai să nu uităm că și ei s-au rugat pentru noi de atâtea ori și binecuvântarea lui Dumnezeu a venit și protecția lui Dumnezeu a fost peste noi și rugăciunile lor au fost ascultate. E vremea când și noi să ne rugăm pentru ei, Dumnezeu să-i binecuvinteze pe ei și să ne binecuvinteze pe noi toți. Amin.